Bună ziua! Astăzi pregătim prăjitura 3-2-1, asta însemnând 3 cânde de făină, 3 ouă, cu o linguriță de sare, 3 caise tăiate felii amestecate cu 2 linguri de zahăr, 2 cânde de zahăr, o cană de iaurt și o cană de ulei. 3-2-1. Cel mai simplu de ținut minte și începem cu ouăle. Și cu lingurița de sare le amestecăm cu mixerul până le spumăm. În timpul spumării adăugăm și zahărul, puțin câte puțin. Continuăm să mixăm, deci cu cana cu care am pus zahărul, punem și iaurtul, cu cana cu care măsurăm este referința. O căniță, cu cana cu care măsurăm iaurtul, uleiul, făina, toate sunt de aceeași mărime și amestecăm. Și rând pe rând le punem pe toate, acum punem și uleiul. La urmă, făina cu praful de foc. Amestecăm și făina cu praful de copt și le cernem. Iar peste caise voi pune 2 linguri de făină, din aceeași făină, ca să nu ajungă toate la fundul tăvii, să se împrăștie uniform în prăjitură. Eu am folosit caise, putem folosi orice fel de fruct. Avem. Amestecăm bine și făina și apoi turnăm într-o tavă de copt. Eu am tapetat o tavă de copt cu hârtie, o tavă care merge la cuptor, cu hârtie de copt și băgăm la cuptor 30 de minute la 180 de grade, cuptorul preîncălzit. Caisele amestecate cu făina le așezăm în tavă, una câte una, peste compoziție. Acum turnăm compoziția. Acum așezăm și caisele. Am terminat de așeza caisele și acum o băgăm la cuptor la 180 de grade, 30 de minute. Urmărim, dacă trebuie mai mult, o mai lăsăm 10 minute în plus. După 40 de minute am scos prăjitura din cuptor, s-a rumenit frumos. Facem proba cu scobitoarea, scobitoarea este curată, deci prăjitura este gata. O lăsăm să se răcească și apoi porționăm. Poftă bună!